tinerii efectiv trebuie să descopere ultimii 50 de ani de dinainte de 89, ca să înțeleagă rezidurile acestei perioade în ziua de azi. Și după aceea, bineînțeles, să tragă concursurile pentru viitor. Nu este un drum spre trecut, este un drum spre prezent. Există oameni mari care, precum profeții din vechime, nu sunt ascultați, înțeleși, respectați, recunoscuți de propria cetate, decât după ce i-au trecut acesteia, ori chiar veșniciei, pragul. În istoria recentă a României, a existat un astfel de om care și-a păstrat, dreaptă, coloana vertebrală infinită a iubirii de patrie, chiar și atunci când aceasta a pus gratii, umilință și durere între ea și credinciosul ei fiu. Într-un discurs de esență cristică, și ne asumăm pe deplin sensul acestei sintagme, cel care a fost numit seniorul dreptei politici românești spunea: persoana mea nu este importantă. Important este ca ideile pe care le apăr să triumfe. Acesta a fost și motoul concursului de eseuri lansat în primăvara acestui an de către Fundația Corneliu Coposu, în parteneriat cu alte două fundații, Academia Civică și Hans Zeidel. Titlul complet al manifestării a fost Creștin democrația în România și în Europa, refuzul de a tranzacționa ideile oglindit în activitatea lui Corneliu Coposu, iar cei invitați să trateze această temă au fost, cităm din comunicatul de presă al organizatorilor, studenții, masteranzii și doctoranzii din sistemul universitar românesc și european, în special de la facultățile de istorie, științe politice, drept și jurnalism. Nota bene! O generație de tineri studioși născută e drept după căderea cel puțin formală a dictaturii comuniste, deci fără tristele ei amintiri, dar la fel de drept o generație beneficiind de libertate, a cercetării, a accesului la informație, a exprimării în agora, nu doar științifică. Competiția pluridisciplinară, am spune pentru că a implicat ca domenii istoria, filosofia, politologia și chiar literatura, s-a bucurat de un juriu format din binecunoscute personalități în domeniile enunțate, de o bogată bibliografie pusă la dispoziție de către membrii juriului, de un termen generos de elaborare și de trimitere a lucrărilor și, nu în ultimul rând, de premii la fel de generoase oferite de către organizatori. Și totuși, o spunem în spiritul jurnalistic al respectului față de adevărul faptelor relatate, profesie și credință pe care însuși seniorul Coposu le-a avut și le-a slujit cu cinste înainte chiar de a intra în politică, și totuși spuneam, în toamna culegerii roadelor cercetării și ale creației pe tema dată, pe masa jurizării nu s-au regăsit decât 8 lucrări. Și eu mi-am pus problema pentru că, de fapt, nu cred că se poate reproșa fundațiilor organizatoare faptul că n-au mediatizat. Deci, răspunsul este mai grav decât ne-ar face plăcere să recunoaștem. Răspunsul este un dezinteres al tinerei generații în cunoașterea istoriei. Un dezinteres cultivat cu grijă de școală. Dar e și o lipsă în asta de interes, venită din faptul că oamenii sunt obișnuiți să se ia după evenimente care sunt bine prezentate în diferite medii, la modă și așa mai departe. Și fiind vorba de stabilirea unor repere, în viața noastră fără repere, lucrurile astea se impun mai încet. Însă au fost câteva lucrări care au compensat lipsa de participare masivă. Tema concursului a fost o temă de istorie și era extrem de generoasă ca ofertă. Puteai să abordezi din nenumărate perspective opera lui și activitatea lui Corneliu Coposu. Ne-am mirat și noi, și pe noi, au fost atât de puțin, dar poate și pentru că este la început acest concurs și sperăm că în anii următori vom reuși să atragem mai mulți tineri și să fie chiar de acum o tradiție acest concurs. Suntem convinși că va crește acest concurs, mai ales după ce vom promova câștigătorii de anul acesta, și nu pot decât să sper că pe viitor vor fi
mai mulți. Nu este, am vrut să spun mult mai mulți, nu neapărat, nu e un concurs de masă. E important cine are cu adevărat ceva de spus semnificativ și bine documentat la un nivel universitar, da? Nu mai vorbim de despre niște adolescenți în liceu, despre Corneliu Coposu, despre comunism, despre închisorile comuniste și așa mai departe. Consider că tineretul din toată țara, tineretul de la toate facultățile și toate universitățile, în anii care vor urma, sigur, vor participa în număr mai mare. Pentru că nu ne vom schimba sub nicio formă și nu vom renunța la acest concurs. În fiecare an, acest concurs va avea o altă temă legată de seniorul Coposu. Echipa noastră, cea care a consemnat la timpul cuvenit debutul concursului amintit, a fost prezentă și la ședința de jurizare a acestuia, desfășurată săptămâna trecută, televiziunea română fiind de altfel alături de Radio România Cultural și partener media al manifestării. Dintre cei 8 concurenți înscriși, conform regulamentului competiției, au fost premiați în ordine crescătoare Ana Maria Ruxandra Dima pentru onestitate în vremurile tulburi ale istoriei, Tudor Vișan Miu pentru seniorul care nu a negociat principii, democratul, patriotul și monarhistul Corneliu Coposu și Andrei Moraru pentru dimensiunea de martir a lui Corneliu Coposu. Toate celelalte lucrări au fost recompensate cu mențiuni pentru participarea la această primă ediție a concursului de eseuri dedicat seniorului politicii creștin-democrate românești. Lucrările premiante sunt acele lucrări în care este evident că tinerii care le-au scris sunt interesați nu numai de date, de evoluția istorică, de cunoașterea obiectivă a faptelor, ci încearcă să înțeleagă și intră în această istorie. Au fost lucrări destul de cumis, dar față de nivelul care există, unde există atâția politicieni care plagiază de la toate nivelele, faptul că niște tineri parcurg o bibliografie și sunt în stare să emită niște judecări analitice, să facă niște comparații și judecăți morale, eu cred că e bine că am pornit de aici. Și ăsta e nivelul. Și atunci de aici trebuie să pornim. Adică măcar avem o bază. Deci există oameni care fac asta și o fac corect. Avem atât de multă nevoie de morală în politică, avem atâta nevoie de oameni care să se dedice celorlalți. Pentru că avem exemple, oamenii care și-au dat viața, care au făcut un sacrificiu din propria lor viață pentru ca să facă România mare, care l-au avut în toată credința lor pe Dumnezeu în față, care au făcut pușcărie. Eu cred că România are nevoie de oameni care să fie conduși de credința în Dumnezeu și de morală în politică. Ați citit acest lucru și printre rândurile celor care au participat la acest concurs? La unul dintre ei, da. Și m-a și bucurat și este chiar persoana care a câștigat. Și chiar am citit acest lucru și mi-a făcut mare plăcere să descoper că modelul lui în viață este un student, din ce am înțeles, eminent, este Corneliu Coposu. Deci există o speranță. Există o speranță. Acea rara avis, porumbelul care anunță limanul unei arci aflate în derivă, ori mai autohtona rândunică, nefăcând singură o primăvară, însă măcar anunțând sfârșitul înghețului politic, dar mai ales moral-spiritual al societății românești.